Într-un cadru festiv, elevii de la Colegiul Național Pedagogic au sărbătorit iubirea și dragobetele. Fetele de la ansamblul popular Dragobițele le-au arătat celor prezenți cât de frumoase sunt dansurile populare românești. Ați văzut calitatea, impetuozitatea și frumusețea dansului românesc atunci când este interpretat la înălțime. Evenimentul s-a aflat sub semnul iubirii, iar cu această ocazie, elevele cu talent actoricesc au interpretat o scenetă. Azi e Dragobetele, mi se alege ursitul. Da, vom merge în pădure să adunăm flori. Și vor fi toate proaspete și frumoase, ieșite de sub zăpadă. Tot cu acest prilej a fost organizat un concurs de poezie și eseuri cu temă romantică. Sunt fericit pentru că reprezint liceul meu, sunt în an terminal și o să plec și îmi pare bine că am mai primit încă un premiu de la acest liceu pe care nu o să-l uit toată viața mea. Pot să spun că iubesc și mă simt foarte mândră de asta. A fost ceva a venit din suflet, din interior, care, uitați, m-a adus aici, chiar am fost răsplătită pentru munca mea. Dragobetele este simbolul iubirii la români. Este ființa mitologică, entitatea care reprezintă la noi iubirea, reprezintă frumosul, o iubire benefică, pură, solară, un eros autohton. Fiul al babei Dochia, Dragobetele se sărbătorește în fiecare an la 24 februarie. Această sărbătoare semnifică începutul primăverii, când natura revine la viață. Dragobetele este una din acele sărbări încărcate de mit ale românilor. Rădăcinile ei se pierd în timp, iar mare parte din tradiții s-au pierdut de-a lungul veacurilor.